Dacă tot am fost la capitolul ouă, m-am gândit să fac și o omletă țărănească cu brânză, cu puțin verdeață și așa, n-am mai mâncat de mult. Nu obișnuim să mâncăm în fiecare dimineață omletă, mai rar, dar astăzi chiar mi este poftă de această omletă. Vom pune tigaia la încins. Am pus un pic de ulei, nu foarte mult. Între timp o să batem ouăle. Cred că va ieși o omletă delicioasă. Aici avem o brânză sărată de oaie, așa că nu am să mai pun sare nouă. O dăm prin răzătoare. Între timp se încinge și uleiul. Cred că e suficient. O să punem și un pic de piper, mie îmi place piper. Adăugăm și brânză. Și acum adăugăm și puțin verdeață. Aici avem și mărar, noi îl păstrăm la congelator, s-a trecut, s-a scuturat și sămânța, cred că toată lumea îl păstrează la congelator. Îl adăugăm aici. Cam așa arată. Între timp s-a încins și uleiul, vom turna această compoziție acolo. Olee! Thank you.
Arată bine, nu? Și așa arată omleta noastră de dimineață. Cred că e frumoasă, nu? Arată bine. Poftă bună la masă! Neața bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Neața bună! Auzi zis cocoșelul? Nici n-am început bine și cocoșelul a început să-mi întrerupă discursul. Deja am uitat ce vreau să spun. Încă o dată, deci... M-am luat direct. În altă ordine de idei, ce avem azi de făcut? Cocoșul trebuie tăiat în prima, asta e lucru clar și sigur. Ce să tai, care trebuie să tăiam? Glumesc. Dar fii atent ce nemernic e. Cred că-l prind. Lasă-l încolo. Lasă-l încolo că deja m-a întrerupt și tu, mă întrerupe și câinii și ăștia, câinii, cocoșii. Dracu, că m-am zăpăcit de cap. Așa, mă întrerup tu, și tu, mă întrerupe și cocoșul, nu mai știu ce am de zis. Ieri am pregătit terenul acolo pentru să fac cofragul, am săpat, e pregătit decât să mă apuc să montez cofragul, imediat o să mergem și acolo, vă arăt despre ce e vorba. Să mulțumim că am săpat, a fost un pământ așa de tare, am bătut la el toată ziua ieri. Na, că n-a plouat, a fost averse doar așa deranjante cât să nu faci treabă, dar nu... la un nivel să se îmbibe pământul de apă, să poți să-l sap, să poți să... Și nu e nici pământ din ăla negru, e galben, așa zici că... Nu știu cum să-i spun. E un pământ, așa e pământul aici. E un pământ... Pământ galben. Ca o gubă, așa. Da. Asta e, așa e zona aici. Dar între timp a sosit niște colete pentru Nils și vreau să le despachetăm așa cu toții, să sunt și eu curios, să vedem ce a primit Nils acolo. Omul care a trimis vrea să fie anonim, să nu dăm nume, așa că o să respectăm treaba asta. Deci Nils va fi prezent la orice pachet, pachetel, orice primește el de la susținătorii lui. El va fi tot timpul cu noi prezent la despachetarea coletelor. Bem și noi cafeluța asta rapidalmente, așa că cocoșelul se îndreaptă către zona asta unde discutăm noi aici pe terasă. Ăsta trebuie, am zis, dar de câte ori am zis, zic pe ăsta când mă iau să fac... Gata, mi-a tăiat macaroana. Am zis că îl iau și îl închid într-un butoi în ceva, că l-am închis într-o coteață. Deci l-am închis într-o coteață și de acolo cântă. N-am unde să-l bag decât să-l bag într-un butoi. Are 6 ani, 5 ani? Numai la noi? Ce 6 ani? Ăsta mai bătrân pe 5 ani a avut la Daniel, că l-avem de la un prieten de-al nostru. Da. A avut și la vreo 5 ani. Nu, ăsta... hai, nu exagerez. L-a luat de la altcineva care tot așa... Oricum la noi are 5 ani. Și la noi are 5 ani, sigur. 5 ani cu 2 la el și cu ce mai l-a luat el de la alt om. Deci cu ce am mai stat și pe ăla. Deci oricum e mai bătrân ca Nils Pocoșin. Bun, bem cafeluța. Afară e nici soare, nici nori, e numai bine. Mai întâi cred că o să desfacem coletele astea, ca să nu vă mai țin încordați. Și eu sunt curios ce e acolo. Oricum, ceva mâncare, bănuiesc. După care o să-mi continui treaba cu cofragul. Am acolo de făcut treaba de așeza scândură. Cel mai greu de făcut ăsta e cofrag. Pregătește cofragul, pune-l, sprățuiește-l, aranjează-l bine să nu spargă, să nu iasă betonul afară. Asta cel mai mult mă enervează cofragul. Dar sunt lucruri care trebuie făcute cu atenție, că altfel muncești degeaba. Bun, ne înarmăm cu un cater sau o foarfică să vedem cum tăiem ambalajul acolo. Tocmai ce le-am primit și o să le desfacem de față cu voi, să vedem și noi ce se află acolo, mâncare, ce bunătățuri se ascund în aceste pachete. Nu mai pierdem timpul, mergem în luăm pe Nils, mergem acolo pe terasa aia că e mai liber, e mai frumos. Totodată vă arăt și ce am săpat eu ieri. Discutăm mai mult acolo. Țineți aproape. Ha. Foa.
ăsta cu coletorul Nils, foarte greu, cred că are peste 30 de kilograme. Abia așteptăm și noi să vedem ce se află aici. Mâncare, bineînțeles. Opa! Cum spuneam, l-am adus pe Nils, desfacem pachetul și vedem ce bunătăți găsim acolo. Am luat și castronul de la el, să și testăm în același timp mâncare. El e Nils, noul look. Ia uitați ce, cum arată. Un câine de expo. Așa trebuie să stea un câine la expo. Ia uitați. Atitudine. Ia uitați atitudine. Ăsta e un câine de expo. Dacă pun caucazian să stea așa, never. Să vă arăt în față cum stă. Ia priviți. Ăsta e un exemplu de câine de expoziție. Fiți atenți ce poziție are, ce canini frumos îi arată la expo, exact ca la expoziție. Uitați. Uitați atitudine. Bravo, mă, Nils. Ăsta îl bag în expo. Mă duc el în expo. Dacă avea pedigree, așa, glumesc. Mai facem și noi haz de necaz, săracul, numai pedigree și numai expoziție nu-i trebuie lui. Dar haide să vedem cu toții ce se află aici în acest pachet. L-am primit de la un domn. A spus că numele să nu îl divulgăm, e anonim. Așa că, haide să desfacem. Băi, ce faci, mă, Nisache? Ți-a venit, ți-a venit pachete, mă. E un norocos. Ți-a venit mâncarea, mă. E un norocos. Opa! Ce avem noi aici? Opa! Ce avem noi aici? Da, mă, Nils, mă, uite, bă, tata. Nu știu ce sunt astea. Uite, bă, s-a suită cu alete, bă, ăsta. A mirosit, gata, a prins mirosul. Nu știm ce este. Vedem. Vedem. Ia, trebuie să văd și eu. A, tot așa, niște batoane. Sunt, e vorba de niște batoane. Cred că îi plac, e nebunit, dar le-a luat amperajul, deja le-a mirosit. Poți să arăți tu la cameră, ca și marcă ce e. Abar n-am. Poftiți. Deja Nils s-a pus stăpânire pe acest cules, s-a suit cu tot în ambalaj. Hai, mă, urcă-te și cu picioarele. Hai că asta vrei. Asta vrei tu să arăți la public. E plăcerea lui. E plăcerea lui să facă asta. Al trebuie filmat ca lumea treaba asta. Nu mă așteptam. Deci nu l-am pus noi, nu l-am tras noi. El pur și simplu el s-a suit în colet. Sunt ale lui, domne, ale lui și doar ale lui. Uitați, exprimă bucurie după fața lui, cum scoate el limba exact. Câinii au ei zâmbetul lor, fiți atenți la el. E nebunie totală. Acum lasă-mă să scoatem de aici, să vedem ce e. Da? Lasă-mă, mă, și îți dau. Nebunie totală. Da, hai să nu mai ținem oamenii suspans. Băi, ce fac eu? Cum scoatem, mă, și noi astea aici? Băi, alitele, am înțeles, dar trebuie să vadă și publicul, mă, ce avem aici în coletele. Avem doi saci de mâncare de la Pedigree, Vital Protection. Văd aici pentru dinți, pentru digestie, pentru păr. Stai, așa că nu se vede. Ia un pic mai în spate. Și întâi. Da, recapitulăm. Da. Deci, pentru dinți, digestie, păr, și aici scutul ăsta, nu știu la ce se referă, în fine. Adult, foarte bun. Totodată am găsit aici un ulei. Ia să vi-l arăt. Ulei de salmon. Huile de salmon. Prefer să o mai scot aici. Și încă un sac de Pedigree.
la fel ca și celălalt. Deci am estimat bine, deci sacul are 15 kg, am zis, eu zic, greutate peste 30 de kg. Deci cam în raia, am estimat destul de bine. Chiar au fost 30 de kg de hrană. Totodată ținem să mulțumim acestui domn care s-a gândit și la un suflet să ajute, deci un mare ajutor pentru noi. Ce să zic, n-avem cuvinte de mulțumire, un gest foarte frumos din partea susținătorilor acestor animale. Oricum, Nils a dat startul la toată povestea asta, exact. Altfel noi nici nu ne gândeam să facem așa ceva. Am avut căței o grămadă în curte, am mai dat la prieteni din ei, dar nu m-am gândit niciodată să fac public treaba asta, să filmez, dar am găsit cazul ăsta mai trist și am zis să-l împărtășesc așa cu toată lumea care... Acesta este ulei de somon. Am citit eu acum, se pune peste mâncare. Acum nu știu dozajul. O să mă... Are acolo și un tabel, dar nu m-am uitat. Are, dar e atât de minuscul. A, pe 5 kg, pe 10 kg spune 1 ml sau 1 ml jumate. De exemplu, Nils are 40 de kg. Trebuie să-i dai 4 lingurițe sau 10,5 ml. Știam că citisem și știam că uleiul de somon e excepțional. Chiar și doctorul ne-a spus de acest... Pe cred că băiatul a urmărit. Da. Doctorul ne-a spus pentru blană, Nils are nevoie de ulei de... A zis că e cam scump. Chiar n-am cercetat prețul, nu, habar nu am. Dar bănuiesc că e destul de piperat. Este. Mulțumim tare mult. Mulțumim, încă o dată mulțumim și multă sănătate celor care se gândesc la un animal cum e Nils de față. Fără voi e destul de greu, vă dați seama, sunt mulți câini. Se bucură și ei acum de un trai mai bun, să zicem, că nu că n-ar suferi, că ar suferi de foame sau așa, dar... Deci eu am avut un semn de întrebare când l-am găsit pe Nils, nu că umpleam curtea de câini sau nu, pur și simplu, cum mă descurc pe viitor cu hrana. Trebuia să tai oarecum porția la toți câinii și să mai aducem încă o porție în plus la acest câine. Nu vă dați seama, deci nu aveți idee ce mare ajutor înseamnă pentru noi această hrană, care, vă spun sincer, eu nu-mi permit, n-am dat la câinii mei așa ceva, eu nu am dat. Am dat o mâncare mai ieftină, mai... Asta e situația. De-aia am și făcut mâncare gătită și ce ați văzut dumneavoastră acum. Oricum, o să dăm la toți căței de aici mâncare, că practic e pentru toți cățelușii. Dar ai văzut, Nils s-a așezat în cutie, era doar al lui. Da, dar trebuie împărțit la toți egal, într-un mod egal, că asta e. Mai mult o să vă spună Nils de față cu castronul lui, o să vedeți imediat dacă îi place sau nu-i place această mâncare minunată. Dăm foarfec ca să-l desfac chiar acum. Eu, în sache, fii atent acum că... Dar să dai puțin, că vreau să-i dau și astea să văd cum e. Lasă de moment să mănânce un pic de mâncare de-astea. Dă-mi și... tu mie castronul ăla de inox de acolo, dacă ține vrei. Hai că stă Nils aici. Așa, gata, lasă la mine. A tăbărât pe sac, e clar că îi place, n-avea cum. Ia măi, Nils, mă, ce ai tu aici, mă? Ia să vedem. Pune, mă, mama. Pune și o picătură de ulei de somon. Punem, dar nu-mi dă voie, Nils, nu-mi dă voie. Ia priviți cum arată granulația la aceste bobițe. Imediat îi dăm lumină. Mănâncă și din sac, nu are nicio reținere. Hai să punem așa la ui. Pune o picătură, zice. O picătură, hopa, gata. Ajunge, gata. Pe urmă, o să citim noi prospectul în casă. Nils, uite-mă aici. Uite-mă aici. El vrea la poziția asta, n-au. Uite-mă aici. Hai și mănâncă. Îți bune? Dom'le, una peste alta, calitatea e calitate, se vede clar câinele. Îi place așa ceva, mănâncă. Ușor, ușor, tată, ușor. Aseară am mâncat are un miros foarte puternic aceste bobițe. E clar că e calitate. Deci dacă n-ar fi fost ceva bun, nu mânca.
pur și simplu, nu am întâlnit, am luat și mâncare de asta mai... Da, noi nu ne-am permis să le cumpărăm, așa, vă dați seama, avem 11 câini. Imediat să terminăm aici și noi adăpostul, că și asta e foarte important, că degeaba ai câinii ei de pe stradă și n-ai unde să-i ții. O să vă arăt acolo ce am făcut eu ieri. Am mâncat, a plăcut. Lasă-l în sac, mă, lasă-l, mă, să mănânce el în sac, cum vrea, mă. A făcut foamea săracul și nu trebuie reținut acum de la mâncare. Lasă-l să mănânce, dă-i și niște, dă-i și o costiță de aia aceea, cu uite... Seamănă cu o costiță. Foarfică aici, niște batoane, niște batoane ceva. Da, ție-ți dau, ai răbdat. Așa, bă, să luăm, să aducem să mănânce și ea mici. Poftim. N-a văzut el de când e așa ceva. Nu mușcă, poftim. Nu mușcă, mama. Dar miroase bine. Ia mă, Nils, bă. E de pui. Hai că e ceva presat, e un fel de... Nu știu cum să spun, ceva... Un fel de costiță, de pui, de un fel... Un filet așa dat peste un baton, ceva de calitate uscat, cum e salamurile la noi uscate. Ceva de genul, pentru câini, vă dați seama, e ceva calitate. Hai, mă, Nils. Eu cred că s-a sătură. Am mâncat o jumătate de castron de asta. În fine, lasă până îi simte gustul. Cum a făcut cu batoanele, știi? Da, și batonul la fel, să uita la el ca la mașini străine, după care nu mai s-a sătura. Da, acum cred că i-ai dat și de dimineață, i-ai mai dat și acum să mănânce. Băi, nu forțăm. Lasă-l că ne simte el. Lasă-l acum. Lasă că îl dau în țarc, că nu-l mănânc acum. Opa! Vrea să plimbe, știi? E învățat să se plimbe acum la ora asta. Ce mănânci? Ești bucuros, mă? Uitați cât de bucuros este el. Că se vede clar, un câine cu zâmbetul pe față. Bă, ce-ai primit tu, mă, acolo? Deja a pus stăpânire și pe sac, s-a suit și pe sac, ia priviți. Deci nu cred că vrea să le dăm și la amici. Fiți atunci ce-i chestie! Că nu l-a pus nimeni, el s-a suit pe sac. E bucuros, domnule, ce să mai, n-ai ce să... E al tău? E bucuros, pur și simplu un animal bucuros, așa ceva eu n-am văzut. Am avut atâtea câini, eu ca ăsta câine n-am avut până acum. Mâncăcios, afecțios, recunoscător. Un câine n-am cuvinte, nici nu găsesc cuvinte la ora asta. Hai, mă, nu vrei să încerci o postică? Asta înseamnă, de asta vă spuneam mai devreme, că am uitat. Îmi făceam probleme în privința lui Nils, că ce o să-i dau să mănânce, ce o să fac cu ei. Și uitați că el practic își câștigă mâncarea singur. Doar să-i oferi un adăpost, să-i oferi un spațiu unde să stea și să-i dai mâncarea la timp, atâta tot. În schimb, practic, câinele ăsta și-a câștigat mâncarea, și-a câștigat prin voi, bineînțeles, l-a susținut prin like-urile voastre, prin share-uirea voastră care ați dat acest material și altor persoane să-l vadă. E foarte important, deci nu aveți idee, un like, un comentariu și un share face tot. Adică îl cunoaște lumea, îi devine popular, să găsește. Dintr-o sută de ani să găsește un om care să-i dea, uite, un sac de mâncare și ne ajută și pe noi și cu ceilalți, nu numai Nils, că ceilalți trebuie să hrăniți. Deci asta am vrut să spun. Câinele ăsta și-a câștigat mâncarea, pur și simplu și-a câștigat mâncarea cu merit și drept. Pentru că sunt sigur că acest câine a oferit și el și clipe de bucurie pentru toți cei care îl privesc și îl susțin. La moment a fost un pic mai dramă, dar nu contează. Trecutul lăsăm în urmă, noi privim viitorul, e pe mâini bune, arată bine și a revenit, e bucuros, e alt câine. Și toate astea într-un timp foarte scurt. Deja suntem la episodul 22, 21, 22, deci nici o lună de zile și uitați-l cum arată. Ce înseamnă să poți să întinzi o mână de ajutor în un animal și să ai grijă de el la momentul respectiv și la timpul potrivit. Asta înseamnă. Nu mă Nils, mă.
totodată ne bucurăm și noi pe lângă acest animal, pe lângă acest suflet, pentru că vă dați seama, trebuie să te împarți și în stânga și în dreapta, să faci și adăpostul, să cumperi și mâncare. La un moment dat nu mai poți să faci față și e foarte trist să te panichezi și să nu poți să ajuți acel animal. Să ajungi la faza aia, să alegi între tine și câine. Că sunt cazuri, am văzut N cazuri. N-are omul ce să-i pună să mănânce, n-are omul ce mânca el, apă să-i mai dau la un câine. De asta e bucuria asta, de asta e... Da. Și mulțumind în suflet încă o dată și cât timp vom face aceste materiale video, o să mulțumesc la toți cei care susțin și apreciază aceste materiale video. Zicea cineva într-un comentariu că nu i-am tăiat unghiile. Ba da, noi le-am tăiat. Da, am tăiat unghiile, îi dau cu zoom. Doctorul a spus să nu tăiem prea mult pentru că e riscul să-i dea sângele să șchioapete, să-i stricăm unghia. Ia fiți atenți. Stați așa. Nu știu dacă se vede. Ba da. Uite, se vede tăiat de aici. A tăiat în vârfurile, practic. Poți să arăți și pe cealaltă? E clar că dacă tăia la unul, tăia și la piciorul celălalt. Cred și eu că ar mai fi trebuit un pic, dar omul a zis că intră în nervul la unghie, n-a vrut să... O să mai vorbesc cu doctorul... De fapt era asistentul. Era asistent, o să mai vorbim cu doctorul când vine din concediu, o să mai... Mai le tăiem odată, nu-i nicio problemă. Nu, dar eu zic că-s bine așa, că se vede că-s bine. Erau, a tăiat cam 5 mm așa, o jumătate de centimetru a tăiat din el. În fine, stă bine pe picioare, toată treaba e să fie sănătos, nu e o problemă. Asta le putem face oricând. Așa, o să strângem și noi de aici. Ai mâncat? E un soare, de pe placa asta arde soarele și e prea cald. O să ducem pe niz la umbră, la paddockul lui acolo. Strângem și noi sacii de mâncare. Să mergem să dăm și la ăia micuții. O să dăm la toți o porție de mâncare de la Pedigree. Asta e, trebuie să mănânce și ei. Deci o să mergem să dăm la toți cățelușii să mănânce, să bucure și ei de această mâncare bună. Și o să filmăm să vedeți reacția lor, ca să zic așa. Ne dăm și lui Moșulică Nero. Chiar lui Nero o să-i dăm și lui acum o porție să vedem cum mănâncă. Tot suntem cu camera aici. Îți schi dau, Nero. Punem și meteorul. Deja Nero a ieșit din coteață. Romana, hai că-ți dau și ție. Trebuie să le dau și tu. Cuț. Și pisoiul s-a dus să mănânce. Mai lipsește unul. Cred că e cu maică, s-a prins pe asta. O să mergem la fiecare în parte, dar așa ca fapt divers, ia priviți cu câtă poftă mănâncă acești cățelci. O să mergem să-l căutăm și pe celălalt, e prin față, pe acolo, de vezi dacă e și... Adu-l și pe stai că aici ia să bancă. Mă, pune așa pe beton, că e curat, nu e murdar. Lasă, mănânce. Ăștia știe să mănânce, e de curte. E câini de curte. Trebuie să învețe să mănânce și de jos. Le place. Le place. Nu, dacă a venit și motanul să mănânce, e clar că e... Pufi, ce faci drag acolo? Bun, între timp ce mănâncă căței, am să vă arăt ce am săpat eu aici. Deci am săpat fundația. Va trebui să montez un cofrag. După care turnăm și venim la nivelul... Și venim undeva la acest nivel, vine ca treapta așa, pentru a putea continua cu aceeași placă către în spate încolo. Trebuie să mergem să luăm cimentul, mai trebuie niște plasă de Buzău. De moment am avut front de lucru, am făcut șanțul,
Mai durează, cred că azi poate termin cu fragul, să vedem de unde mă leg de aici frumos, să nu forțeze betonul. Și oricum, mai filmăm, mai povestim. O să vă arăt pas cu pas tot ce avem noi de făcut aici. După ce o să turnăm aici, urmează să cărăm tot materialul ăla, griblura aia, să o cărăm și urcă sus acolo. Vă dați seama, n-ai cum să te car cu găleata de aici de jos, să urci pe malul ăsta cu griblura. Deci avem aici un căruț, l-am împrumutat de la cineva, tot așa stă într-o poziție de asta de mal, de pantă, și omul și-a făcut căruț să poată să care cu el lemn, materiale de construcție și așa mai departe. Mi-a dat și macaraua care o să vă arăt când la momentul respectiv. Macara care trage electric cu cablu. Să ne ușurăm și noi munca, că n-ai cum să urci acolo cu betonul să cari. Bun. O să vă țin la curent când o să încep să lucrez la cofrag. Gata, deci am săturat. Ăla nu se îndură, s-a întors înapoi. Și-a adus aminte că trebuie să mai mănânce ceva. O să mergem și la ea în față, le dăm și lor să mănânce. Am să folosesc acest panou pentru cofrag. E un panou din tablă metalic. Acum trebuie să fixez niște stâlpi să stea drept. Va trebui să pun un pătrat de ăsta mai lung, să pot să-l centrez foarte bine aici, să nu fugă betonul. Va fi ceva de migală. Nu am atâta memorie pe care să filmez chiar așa cu lup de amănunte, dar după ce facem cofragul, după ce îl fixez și îl întăresc, o să filmez toată ansamblarea lui. Oricum trebuie să mă înalț mai sus cu o scândură, cam am înalț cu încă 20 de centimetri ca să ies la nivelul ăsta, dar în mare parte cam așa va veni zidul. Și aici rămâne ca o anexă, deci vine închis cu beceau frumos, în față grătele de fier și de aici plecăm frumos cu altă placă deasupra. E puțin de migală, e greu să și filmez și să și lucrez în același timp. Încheiem astăzi acest videoclip, ne oprim aici. Mai venim cu noi cadre și noi filmulețe după ce fixăm acest cofrag. Deci ați văzut cam ce vreau eu să fac acolo. Bine că avem aceste panouri metalice. Mai am unul aici. Azi a început weekendul, mâine stă Maria. Am și o Maria aceea, asta e, mâine e ziua ei. Așa că mai văd și eu ce mai fac pe aici și ajunge pe ziua de astăzi. Nouă nu ne rămâne decât să vă spunem la mulți ani, toți cei care purtați numele de Marin și Maria, la mulți ani, că mâine încheiem și noi această zi aici. Așa că nu rămâne decât să vă zic multă sănătate, Doamne ajută, aveți grijă de voi, ca de obicei. Gânduri bune și ce să zic. Mâine e sărbătoare, o să stăm și noi liniștiți. Duminică. Nu lucrăm și așa, de filmat nu avem ce filma. O să venim cu filmările care le-am făcut astăzi. Deci le punem la fix aplicat treaba asta. Cam atât pentru astăzi. Doamne ajută, sănătate, aveți grijă de voi. Ele pufii, eu sunt Ana. Ciao.